Cezalău n-a punctat în partida de sâmbătă din deplasare cu CS Oșorhei, scorul fiind 0-0, dar s-a întors acasă totuși cu un punct. Antrenorul Călin Pop se arată mulțumit de evoluția jucătorilor săi. Echipa pregătită de Călin Pop și Cristian Oros a făcut un meci bun la Oșorhei sâmbătă, însă nu au reușit să puncteze precum au făcut-o în meciul cu Unirea Jucu, în care au câștigat cu 5-0. Totuși, FC Zalău a acumulat un punct, deține 22 de puncte și se clasează pe locul 6 în clasament. Antrenorul Călin Pop este mulțumit de jucători și de faptul că se omogenizează noua echipă pe care o pregătește. Suntem mulțumit de punctul pe care l-am obținut. Puteam mai mult, dar asta este. Deci nu putem juca și împotriva arbitrajului, dar în momentul în care arbitru dă 11 metri, atunci este și eliminare. Pe ansamblu, jocul bun al echipei începe să înțelege jocul, jucătorii răspund cerințelor, antrenamente și se vede. Parcursul echipei este pe făcaș bun. Următorul meci al echipei FC Zalău va avea loc sâmbătă pe teren propriu de la ora 15, când va primi vizita celor de la Unirea Dej, formația aflată printre ultimele clasate.